Patroană! Vezi, ia-le geaca, ca dacă aveți să mergi la piață. Ce faceți, mă, copii? Mă, când lua geaca pe tine, ți-o ca Leonardo. Eu merg fără geaca, patroană, că de mi-e ce? Cald. Uite, patroană, cască de bodyguard. Bravo, bă, patroană. Mă, duc să-ți iau geaca. Ce faceți, ce patroană? Aștept pe usul să vină să comandă. Unde e usul? Mă, duc să-ți iau geaca, că nu-ți șede, nu. Tricău. Bă, nu-ți șede, mă, duc, uite, ai telefon aici. N-ai geaca de unde? N-ai geaca de unde? N-ai n-ai de unde să iei geaca, patroană. Băi, patroană, unde te duci? Să-ți iau geaca. Mă, stali că nu ți-o dau. Ce geaca să-ți iau? Du-te ia. Aia am o geaca, tu, patroană, alege-mi. Te duci la baie? Lasă-mă, mă, omule, ce ai cu mine? Unde-ți de aici? Uite aici ai geaca. Unde-i geaca aici? Uite cât adunași aici. Uite, am spălat pe jos, de-aia am stat. Ia-i haina asta. Nu, cum să iau haina aia, că haina trebuie să fiu îmbrăcat la costum. Ia-i asta. Hai, iau pe aia. Să mă îmbrac în albastru. Păi cum ești în viață, în tricău, râde lumea ia. De tine. Dar și în geaca asta albastru râde mai rău. Lasă că ce, sunt semafor? Nu râde. Cum, mă, patroană, zice că sunt semafor? Hai, hai, hai. Stați din gură. Așa, ia telefonul de acolo, ia telefonul. Se șede ca om. Unde mi șede? Du-te și să vezi că ursul a stat mașina de-a ta timp la ele. Ce e o mașină? Care mașină? A ta. La OM? Da. De ce? Stai acolo, așteaptă-mă. Auziți-mă chiar. A lăsat ursul mașina la OMV. Băi, ai vino, tu ești prietenul meu? Da. Salut, ce mai faci? Stau. Unde-i Dănuț? În Germania este. În Germania? Da. Păi ce faci în Germania? Da, pentru că stau o cască de bodyguard. Zi, mă. Da, Max, unde-i Max? Păi unde-i Max? Nu știi unde-i papul tău, Max? Dar e papul tău sau e și papul ăsta, lui Butelie? Da, e și papul Butelie. E și papul lui Butelie, mă? Băi, e? A, e și papul lui Butelie, prieten. Uite ce ai acolo. Uite, bă, a venit acolo, echipa la Mbappé. Nu, la golul Barcelona. La Mbappé? Nu, cum se numește? La Messi. Nu la Messi. La Neymar. La Barcelona. La Messi, la Barcelona. Haide la piață, patroane, hai. Haide. Lasă, mergem, că alegem dacă România. Dacă vine să mă sun, ca să știi, băi, să mă sun dacă vine pană. Să nu cuși pe femeie, că vii, să întoarce pe bărbat. Păi lasă pane aici, că dacă vine pana, cine mai... Păi nu, lasă. Bă, dacă nu e barță românească, eu nu pot să iau de la pana. Aici e de la buleț. Păi, dar a zis ea, dar eu o cunosc. Hai, da. Mă lasă să vină, lasă să vină, mă duc să iau mărat. Dacă vine, o bag-o în curte, că mai dăm noi banii, patroana. Da. Să ai grijă, să... Dar nu vrea din avut gămețala. Ce? Dar nu vrea din avut gămețala. A, n-ai mă gămețala, n-ai. Mai s-a stupă. Da. Da, mai s-a stupă. Da. Hai, te-ai avea haranul, da? Hai. Bă, patroana, unde te duci? Vedeți, mă, prieteni, suntem cu patroana. Au! Auziți și voi? Cine e brelinul? Mergem după patroană? Hai, dă-mi și mie plata mea. Dă-i să vadă oameni aici pe TikTok. Doamne, ca să știi la tine. Da, dar dublează-o. Mai dă încă una, patroană. Ce să mai dăm încă una, că nu mi-a ajunge banii? Păi ce fac patroanul cu mine? Mai dă unul. Lasă că nu. Că mai întrebe unul și mâine. Mă, lasă-mă. Mai dă unul, patroană. Mă, lasă-mă că am dat 2 milioane din 11 milioane și cu 1, 3, cât ar mai urcă. Și cât mai ai acum? Din 11 milioane. Cât mai ai acum, patroană? Am ajuns că-mi te pe urmă.
acum. Acum. Nu plec. Păi ți-o dă ieftină patrona. Dacă nu v-ați dus dimineața în piață, asta o dă scump. Hai trage undeva cu patrona. Ia, dă-i în piață, lasă că vine acum. Nu-i bine. Ha? Lasă-ne aștept ea. Cum să cadă? Nu. Nu sunt leule. Păi să-mi bagă nu, că le zicem să luăm rar. Spune. Să o bagă nu. Lasă-i așa și ea lini, în parte, hai. Nu, ea că nu are bani, am dat-o un mic. Rămâne ea altă dată și dă banii, hai. Doar să omul din sana mai dat-o. Păi dacă a zis că vine imediat și vine peste 3 ore? Să-i ducă ce vine, că a plecat cu aia acum, te-a zis. Cu ce? Acum a ieșit după de acolo de la ei. Hai, trage acolo atunci. Ce trage sus undeva, că vine ta bagă nuntul după. Dă-i înapoi. Trage acolo la futura. De ce? Noi n-avem trotuar. Nu-i asta. Să-i asta. Da. A venit partea. De la lunguletul. N-ai cerut de la lunguletul. Păi eu am grumit patroana de la lungurețul tău, pe bune? Păi da, cu i-a dus de la lungurețul. Iar pe... Santa, gata, ai mărâbat! Dați-l jos tot, hai, dați-l jos tot acum. Da, tu nu dai jos cu noi. Dă un foc din ăla. Dă steară cu mănânci măcar. Dă un foc din ăla. Deci e bună, da? Eu văd că mănânci cu poftă, deci e bună. Băi, prieten, varză românească de la lungulețul, pe bune de la Loredana. Aaa, de-aia mănânci cu poftă. De la Loredana e varză. Ia vedeți cât de bună e. N-am, vă dau și vouă să mâncați, pe bune. Aoleule, și ea a fost bună, a fost. Deci de aici pleacă beleaua. Tu de-aia ai vrut neapărat varza asta. A luat-o dubă întreagă, vedeți? Am ținut neapărat să aducă de la lungulețul. Pe bune. Comandă specială. Da, mi-a sunat ca să-i aduce un lungulețul. Deci, vedeți? Da. A, stai că... Dar nu m-am găsit de ceară. Ce-i cam la jine, nu duc animale. Dar ne-a secut de la lungulețul. Băi, supregen. Poți scopi fructul ăla. Are pană. Adică, ceară, să rămâne cânta și unul. Toate. Ia uitați cum e, plină, plină, și aici pe masă. Păi, da, Mihaelu, fă și-mi un TikTok cu varză. Aaa, ce șmecheră e asta. N-a făcut TikTok cu postava de varză. Varză șmecheră, babă. Uite, plecați și se face. Ce face? Uite ce face. Cum să-ți facă ceva TikTok? Filmează pe tine. Uite, Mihaela, ce e asta. Auzi, bă, se face un TikTok, e tot ce e șmecheră. Ale, ursule, că m-am tu mangă TikTok. Uite ce varză, domnule, o faină, vezi? Șmecheră, varză șmecheră. Avem varză șmecheră. Băi, prieten, eu de fiecare dată și vinul când am văzut, să-l iau tot vinul. Așa, acum, îmi pare rău dacă mai las în mașină ceva. Îmi toată varză. Serios. Goliră mașină. Dai varză faină, îți vine numai să iei varză, vezi? Uite. Patrona. Varză, până mă luăm pot. Ai buntare de aia mare. Ai pe masă. E unul, dar nu are rubinet. Să asta, descarci. Și ți-a dus și ceapă roșie, să bei, să o pui în cămară. Mi-a și eu două, trei șiruri, ceapă roșie de aia lungă. Mi-a și eu. Ceapă roșie, albă la pâine să luăm, ca să punem în greci. Albă? Și roșie și albă. Dacă cât am mâncat aici, uite-te și la azi bine acum. Mănâncă și copiii varză, mă, prieteni. Bravo, mâncați că e sănătoasă varză. Dar cum mă dau jos aia? Hai, hai să-mi faci și mie un TikTok, te rog. Cum tu-i nu vă zic. Auzi? Bă, patoană, tu strigi trebuie la toată lumea. Bă, neule, tu te-ai pus să mănânci toată varza. Varza asta de la lungulețul. Te-ai îndrăgostit? Varza ta de la lungulețul. Te-ai îndrăgostit, leule, de varză, cum te-ai îndrăgostit de Titu. E bună, e bună, e bună. Bună, a? Nu mănânc, frate, e sătur de varză.
Lasă cum și eu, să nu zică domnul meu, că nu mă. Deci domnul meu îi place varza foarte mult. Mai bată, prieteni. Am mâncat pe bure. Adu-i sare, da? Adu-i sare, să vezi ce merge, dar n-are voie. De la bulețul, de la Noredana. De la Noredana. Și o mănânc fără sare. Păi mai bine că mănânci fără sare. Să vadă toți neamurile mele să cumpără varză de la Loredana, de la Lungulețul. Uitați-se, coaja subțire. Așa se înșarcă. Dar mâncarem tot, da. Toți. Filmează ca pastana. Tachie, mai are și telefonul ei, Tachie. Da, filmează în corul parteneratului. Da, filmează tu. Tachie, vino să faci TikTok-ul cu pastana. Tachie, a luat concediu, papa. Da, hai. Auzi, a plecat Tachie, pastana. Să dea 2 minute. Mă ascund în dubă. 2 minute, hai. Varză de la Loredana, bungă de la Lungulețul. Luarăm 300 de tile aproape. Aproape, cât are cu neamă mare, vin neamurile da, la tine, care le faci pe ziua. Sunt aici. Lasă bani, la ziua, da? Vai neamă mare. Ia-mi poșa, Albină. Patrone, ia zic, de unde e bata? Ia spune. De la, Albină, de la, se filmezi. De la Lungulețul, de la Roredana, e dulce varza. Ia, e, e varza bună tot ca ea, ca Loredana, vezi? Vezi că e bună, e moale. Vezi omul bun, omul frumos, frumoase. De acolo e varza. Dacă... Și varza e bună. Bacă de la Lungulețul, pe bune, de la Loredana. Că de-am de mergă. De la Loredana, chipul, bă, celul domnului Ovar. A venit, la de la Loredana, la Lungulețul. De la Loredana, chipul. Da-i o mâncăm așa. Ia uite, da-i o mâncăm barza. Zic că te-am solicitat de la prima oră să ne duci. Pap, iete, pap. Stai aici, domnule, eu nu te-mi să faci. Patrona, de acolo, să facă parauză. Păi, treci și tu, doamna patrona. 1, 2, 3. Merge. Salutare, prieteni, am revenit cu un nou TikTok cu domnul Leo, deci bombă cu varza. I-am adus varza lui domnul de Leo la și lui doamna patrona. De la deci varză românească, fetelor din Strehaia, neamurile lui Leo. Uite cum cumpără varză de la... Uite cum mâncă pe bune, ne e foame de varză. Se cumpără varză de la Lungulețul de la Pana. De la Lungulețul de la Pana, mai ales că astăzi e și sărbătoria aia mare și frumoasă, Sfânta Paraschiva și Pana. I-am adus, ne-a ajutat, i-am adus varză lui domnul Leo. De la prima oră am solicitat după Pana să vină la mine. O deci varză e bună e pentru rațe. Unde e ăsta din să facă șoboteala? Ai înțeles pentru rațe. Hai gata, oprește-le. Patroane, unde mergi? Să iau mâncarea ce mi-a dat statul. Ce mâncare? Mi-a dat statul de la pensie, mâncare. Păi tu ai pensie? Alimente. Dar îți dă statul degeaba, mâncare? Să mănâncă, mor de foame. Mor de foame? Da. Ți-a luat foame, v-ai mai mâncat de la biserică, da. Pateu. Uite, ăștia mâncă. Uite, a venit doamna Stella. Salut, prietenii lui Leo, salut! Unde te duci, doamna Stella? Unde mergi? De la tine, să văd ce faci, să mergem să ne mai primi și pe noi, să ne duci pe noi la Herculane. Mulțumesc, doamne, ajută, mulțumesc. Da, la Herculane, du-ne și pe noi. La Herculane? Da. Păi n-am mașină, n-am bani, n-am nimic, Stella. Ai luat unde? Porci, mergi la Herculane, cu cel mai pasă. I-a luat porci acum și mergi la Herculane. Da? De trei de la Coteță la porci, le-am separat că se băteau, m-am încurcat. Păi da, ai luat porci să crești? Eu n-am știut că ai luat să crești. Am luat să crești porci, ce să fac? Păi dar de ce nu i-ai tăiat dacă ai luat? Nu, să crezi că am luat. Serios? Ce să fac? Vezi că n-ai voie să dacă... Să stai degeaba, să crezi porci, să crezi păsări, curcani. Ale ei. Alimente, să luăm, că murim de foame, ne-a dat statul alimente. Ce alimente? La pensie. La pensie, alimentele. Ce ne-a dat? Hai la pensie să luăm. Eu n-am. Urmarea cu cumnatul. Are cumnatul, hai. Hai la pensie. Am luat varză, am dat 350 de tile, am dat 9 milioane. Varză, v-am luat porci. Da. Ce facem acum? S-a luat de la Lungulețul. Merge porci cu varză, merge. Cu varză, merge. Auzi, ce ai și tu să-ți aducă pana că aduce de la Lungulețul, e bună românească. Varza nu ia acum. Varza pe Tolun. Da, peste până atunci. Să mâncăm zamă de varză acră cu ardeiuți. Aș mâncați bea varză, zamă de varză. Zamă de varză. Cu ardeiuți. Să vezi ce ați făcut amestec. Auzi-mă, prieteni, bea zamă de varză, doamna Stella.
Dar mă îndebar după că am fost bine, au ușit. Hai mai stai aici cu soara ta, Stella. Mai tu unde duci? Eu plec în oraș. Mergem în oraș tot. Poate că nu merg cu mine, stai aici. Mă, tu unde mergi? Eu mă duc, am altă treabă. Nu mai merge cu mine, Stella, că eu nu mai iau cu mine pe patroana. Nu merg și tu să auzi, să merg la București mâine, mergi și ea cu mine. Aaaa. Păi da, Stella, dar merge pe banii mei să... Nu, să... nu, ia bani de la tine și du-te cu copilul. Așa păi nu mai era, că i-a dat pe varză. I-a dat pe varză 9 milioane. Și nu mai e. 9 milioane. Și ce, cu ce te auzi, ea se ducea cu mine la București cu 10 milioane. Cu ce faci cu 10 milioane la București? Că numai drumul bagi benzină de 4 milioane până acolo. Nu mai mă duc atunci, asta să hai să te ducă leul nu la clătitele ale mari. Să o duci leul la clătitele ale mari. Să o duci la prăjiturile ale mari. Nu-mi place prăjituri, nu-mi place prăjiturile. Că am văzut când te duci acolo, că mănânci hamburgeri la mari. Vreau la gristor, la gristor, la peciile mari. La cozonaci. La cine? La gristor, unde sunt peciile mari. Auzi tu, la gristor, la peciile mari. Păi peciile mari știu că le mănâncă cineva. Nu la gristor. Nu tu, patroană, ce cauți tu la peciile mari? E la gristor. Apoi la biserică n-ai venit cu Sfânta Parastia astăzi. Am dat cu mire, am făcut acasă slujbă, da. M-am rugat acasă la bisericuța mea, acolo unde am. Bravo. Stelă, dar știi ce a adus de la biserică? Mi-a adus patroana, micul două dejun. Două pachete de micul dejun, pateu, m-a dat lumea. Și am mâncat azi dimineața, am mâncat pateu cu mere, cu pâine. Biscuiți, le-am adus, da, îmi aduceam colaj de mult întreagă. Aia e mirostenie, trebuie să dai la lume să mănâncă și ăla și ăla, să bea, să mănâncă toată lumea. Și sărat și bogat și patroană, ia hai să mergem cu Stella să-i arătăm un pahar de vin în Damigiane, ți-am luat. Ba da, să gusti doamna Stella, serios. O cantitate de prieteni să beau și eu din. Nu, carnea e ladă, nu făcui grătar. Lasă ține mai, să mănânc, am luat și eu un articol. Nu ai și nu mâncai în tigaie de frițit, o să grăbesc un pic. Și eu tot așa, luai un articol și mâncai tot așa puțin ladă, mai mâncai cu două de tigaie. Auzi, e mai bună la tigaie făcută. E mai bună. Mai bună. Bă, Stella, cum era? O mațele alea care le-am mâncat când a luat-o aia, aia Alina. A fost oaie, că aia n-am mai găsit, am luat și da, oaie. Dar mai e patroană. Tare, și eu am luat și tare. Mai e patroană, mai ai din aia. Nu mai e. Oh, am eu două bucăți. Ai două fire. Da, dar cine le-a tăiat? Mă duc să o iau acum. Lasă, ai luat-o forțată, lasă-o altă dată. Mă, patroană, ascultă-mă ce vreau să mai fac. Când o avea bani, Stella, mai iau o damigeană de vin de la subțire, a lua, de cum a luat patroana. Lasă că-i destul bestă. Au, nu că l-ai băut, bine, l-a bem. Am luat, bardința, eu am luat trei damigene, ăla negru ți-ai tu. Nu vreau acolo la negru să... Patroana, pe buză, negru. Negru, dar ăla e la inimă, n-am băie să beau. Nu mai dat copilului de ăla, vezi cum îl întărâți cu beautura. Bine zic prietenii, babă, baba, baba, bețâvă. Uite, 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 Ioane! Ioane! Să nu te mai prind aici, băi! Vino cu-o! Face la lume și vine la mine. Păi nu, face la bucătarul. Lasă-l să-l. Nu la bucătarul, că nu e nimă acasă la bucătarul. Păi nu e leuțul. Nu e, nu e. Nu e leuțul, e la persâga să duce pe. A, să vezi ce-i fac atunci. Nu e, nu e. Atunci n-are ce să mai cauce la noi patru ani. Hai, du-te să ia butelie ăla. I-ai dat bani. Nu, i-ai dat bani, i-ai dat bani de butelie. I-ai dat tu-i 400 de mii. Mi-a blocat, a jucat copiii pe cardul, pe telefonul meu și mi-au blocat cardul. Dar au venit finanțele, vezi? Ce fac? Cine? Aia au făcut. Vasile. Vasile. Mă mâncat că-l vedeți acum. Măi, doamna Stella, ce da. Facem? Nu bem un pahar de vin de la patroană? Nu ne pune o pastramă? Acum, nu bem. Ba da, patroană, fă-ne o pastramă de oaie de aia până mă vine. Tași că nu mai mă durmă, mereu. A, poți să o mănânc la tigaie. Nu mai mănânc la tigaie, îți iau un cotoi de pui fript de la patroană. Așa, ia. Eu cotoi. Nu mai fac nicio mănâncă mâncare. Mănâncă cotoi tu fript. Eu nu mai fac mâncare. Mie, fă o pastramă și scoți o oală de vin și gata. Nu, 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 eu nu fac nicio mâncare. Că tot ai zis că fac mâncare, gata. Nu mai fac nicio mâncare, mâncare nicio. Ai și tu bani să luăm o pastramă? Nu mai filma, domnul. Să luăm un miel. Nu ai acordul meu, bună ziua. Ai bă bani să luăm un miel? Am.
Și ia să vină în lovire. Hai, mergeți la lovire. Gata, mânca porci de inurață. Hai cu noi să mâncăm miere. Ce patrona? Păi nu, mă, bă, v-ați reiesc să luăm un miel și veni și mâncăm și scoate oala, o oală de vin, patroana. Lăsă-mă, mă, cu oală de vin, mă. Stelă, mănânci, vrei să facem pastrama, Stelă, și cu oală? Înghețat. Mă duc să scoate potinatorul pe care până vin de rurați. Mă, nu scoate, că nu facem. Stai să mă duc să o caut eu. Tate, unde ești, tate? Hai să vedem, prieteni, cu pastrama. Că vedeți ce mi-a făcut cu pastrama, patroana. Că mi-a distrus aici tot ce am eu la congelator. Băi, prieten, nici nu știu dacă o fi asta. Eu nu mai știu cum era. Nu știu dacă o fi pastrama. Băi, o fi pastrama. Deci, pe bune, nu știu. Nu știu dacă o fi asta. Hai, haideți afară. Hai să văd de la patroana. O ducem. Să vedem dacă o fi pastrama. Deci, pe bune, hai să vedem dacă chiar o fi pastramă. E vorba că o duc la patrona să o vadă. Dacă nu e, trebuie să vin să mai caut. Dacă nu e, să vin să mai caut iar. O fi asta pastramă de voi? Asta să vedeți că o arunc. Bă, patronă. Mai sunt divanul să te lua de la mașină, de filmare. Nu mai pierim. Nu e adevărat. Băi, patronă. Ia vezi, e oaia asta sau nu? Da. Că unde mi-ai pus-o tu? De ce mi-ai mâncat mie în frigider acolo? Ai pus-o halmeș, balmeș, cum pui tu? Asta e oaia care am luat eu. Păi și aia mea unde e? E tot pe acolo. Păi, dar de ce le-ai umbrat tu la ele? Hai, lasă-mă că e acolo. De ce ai umbrat tu la ele? Umple ea la ele, bă, prieteni. Deci, pe bune, haide, o las pe asta. O las pe asta. Dar mă enervează patroana la maxim. Deci, pe bune, numai asta bag în lucrurile mele. Nu mai știu cum e carne, în ladă, în asta. Doamne. Hai să zicem dacă e oaia asta luată de patroana. Ia să vedem, o punem aici. Deci punem ca să dezghețe în apă. Haide. E ca să vedeți că o pun aici. Ne împastram aici, prieteni. Ia să vedem. O aduc aici o pastramă. Ia să vedem, măi, prieteni. O pun aici la soare. Am pus o pastramă aici. Am pus-o la soare aici. Așa. Gata. Haideți. Hai puțin ca să mă spăl acum pe mâini și plec în oraș. Și vin în oraș și fac la tigaie. Fac la tigaie asta, pastramă, cu o oară de vin, prieteni. O să vă arăt pe vlogul următor ce fac eu. Ia, am uitat. Băi, prieteni, deci trebuie să iau o apă minerală.
Deci o apă minerală. Merg cu Vasile, cu mașina atunci. Gata, gata. Patroană. Patroană. Gata, Stela. Am pus aia la încălzit. Am pus-o în apă, am pus-o la soare afară. Mă duc să iau apă minerală și scot o oală de vin din Damigiană, din Dimigiană. Ca să nu mai vezi cu ochii iar. Uite, ai văzut că se făcură ochii. Scoatem din Dimigiană un pahar de vin, patroană, și bem cu pastramă. Bem în curte afară? Bă, eu nu fac nimic, eu mă duc în oraș. Hai da, bem oraș. Unde să duci în oraș? Hai, mă duc să-mi iau alimentele. De ce nu ne-ai cumpărat și nouă miel din piață? Miel era mic ieri. Miel mergea la țaun. Hai, cheamă pe tati. Gata, prieteni. Cum venit în lumea mea? Bă, cum ne vede, vrea ceva, de-aia fugim și nu mai da. Cum venit în lumea mea? Cum ne vede, vrea ceva? Păi cu cine vrea să mă duc? Adică? Mă lucru cu Lih, urcă-nă pe legea. Gata, domnule, să ne-am plecat cu Vasile în oraș. Hai să te duce, că vin când vii, vin înapoi. Vin înapoi, da, te aștept. Vin înapoi. Fac cu aia atunci și pregătesc un pahar de vin. Hai să mergem la Penny. Au, praz avem? La Penny. Da, avem praz. Nu e. Eu nu mă duc la Penny, nu mă duci tu pe mine la Penny unde vrei tu. Eu mă duc unde am treabă. Haideți, băieți, hai. Hai, Vasile, hai, ursul. Merge, Vasile. Mai că ai zis că ai banii, hai. Mai să luăm oaia. Mai zis că ai banii, hai să luăm oaia. Bă, n-am banii, nu iau oaia. Bă, Vasile, hai mă cu mine. Hai mă că n-am pe ce să iau oaia. Lasă că luăm oaia mai târziu. Mai pe sală. Hai, da, vin mai degare, Leo. Gata, Stella, gata, să rămână. Te aștept mai pe seară, serios. Te aștept la pastram mai încolo. Da? Hai, da, nu din seară, că... N-avem praf. Mă duc să iau și praf din oraș. Puțelă, colare cu gocă, țișoc, păi de unde are, că i-a luat? De ce sunt aici? Hai, da, mă, du-mă acolo, lasă-mă la Penny. Hai, Vasile, la Penny. Gata, salut, băi, prieteni. Băi, prieteni, vă pup și vă iubesc. Ne vedem mai târziu.